Bun venit în Cipru, a treia cea mai mare insulă din Mediterană, singura țară din lume cu capitala divizată și locul în care alegi să te pierzi printre peisajele parcă desprinse din paradis. Destinația aleasă anual de milioane de turiști găzduiește un muzeu în aer liber ce stă dovada a mixului de culturi care și-au lăsat rămășițele de-a lungul istoriei. Este locul unde găsești plaje paradisiace, stațiuni pline de viață, dar și orașe fantomă sau șoferi trăsniți. Noi suntem Vlăduț și Bianca, iar astăzi te luăm cu noi într-o aventură de 7 zile pe coasta sudică a Ciprului. Cipru e o insulă destul de mare și în plus teritoriul său mai este și împărțit între 3 state. Adică ai de-a face cu granițe și controle vamale. Acest lucru face destul de greu de vizitat în întregime în doar o singură vacanță. De aceea noi ne-am concentrat pe partea de sud, cazându-ne în zona de Aia Napa și Pafos. Ca să ne deplasăm, am închiriat o mașină de la Local Rent cu 37 de euro pe zi. Totuși, închirierea mașinii nu este la fel ca în orice altă țară, pentru că are volan pe dreapta, pentru că Cipru a fost o colonie britanică și din cauza asta se conduce pe cealaltă parte. Este pentru prima dată când noi o să conducem pe acest sens, așa că va fi destul de interesant. Am ajuns cu bine în cele din urmă, nu a fost chiar atât de greu să conducem, drumurile sunt foarte bune aici. Am ajuns în Pernera, care va fi primul loc unde vom sta cazați și care se află pe coasta de est, unde vom vizita în mare parte ce se află pe aici prin jur, Aia Napa, districtul Famagusta, care aparține de partea turcă, așa că hai să vedem. Când vine vorba de plajele din Cipru, îți vin în minte imagini cu petreceri pe nisip, palmieri, apă albastră, existând opțiuni pentru toate gusturile. Insula are 160 de plaje amenajate, dintre care 69 dețin steagul albastru, adică certificarea aceea că plaja este operată într-un mod sustenabil. Dincolo de acestea, există o multitudine de rezervații sălbatice sau golfulețe ascunse care abia așteaptă să fie descoperite. Toate aceste locuri oferă insulei una dintre cele mai bogate opțiuni de plaje din Europa. Plaja noastră norocoasă se numește Polixenia și arată cam așa. Avem aici o zonă de șezlonguri care costă 2,50 euro șezlongul și umbreluța, iar împreună tot ansamblul de două șezlonguri cu o umbreluță costă 7,50 euro. Un beach bar care are niște prețuri destul de faine, zic eu, pentru că un cocktail este 6 euro de exemplu sau o cafea este 3,20 euro. Deci este o plajă unde aveți destul de multe chestii, sunt și dușuri acolo mai în spate, iar atmosfera e super plăcută, apa este foarte limpede, nisipul fin. Și acum puiului de bine. Ea este foame, așa că hai să revenim de la restaurant. Și am ajuns cu greu și la un restaurant. Aici majoritatea sunt cam închise în perioada prânzului. Se deschid cumva mai pe seară, probabil să fie din cauza și că e duminică. Locul unde suntem se numește Calamis și e cu specialități de pește. Aici pastele variază undeva la, pe la 18-20 de euro. Mai avem grilluri pe la 16-17 euro și opțiuni vegetariene pe la 14-18 euro. E mai scump într-adevăr, însă hai să vedem dacă merită și mâncarea. Ne-a ajuns mâncarea, eu mi-am luat creveți în sos de susan și miere. Au venit și cu orez și cu cartofi, aici avem și kebab, kebab de pui și Bianca și-a luat o musaca. Din ce văd până acum, porțiile sunt destul de mari, hai să vedem și ce gust au. A fost bună mâncarea, atât de bună încât nu a apucat să filmăm și o reacție live, așa că va trebui să ne credeți pe cuvânt. Iar după o mică explorare a falezei, ne-am gândit că ar fi timpul să trecem la lucruri mai serioase, care se pretează unui om venit în vacanță, cum ar fi acela de a merge la o nouă plajă. Ceva ce ar trebui să știți dacă veniți în Cipru este că după amiaza poate să se facă foarte cald și deși sunt undeva la 28-30 de grade, se resimt mult mai mult, iar noi suntem aici în septembrie, ceea ce mi se pare cumva ireal. Mă gândesc ce-o fi vara. Am ajuns și noi pe la un 5, cam așa, la Victory, plaja smochinului, care se numește așa pentru că am văzut arbori de smochin pe aici. Ce ar fi important de precizat este că și aici șezlongul este 2,50 euro, la fel ca în partea cealaltă, umbreluța tot 2,50 euro, deci complexul 7,50 euro. Ce fain la asta, în afară de partea cu smochin, este că chiar în spatele nostru se află Victory Island. Dar acum hai să ne bălăcim!
Încă un loc unde puteți mânca tot aici în Pernera este Blue Spice, după cum se vede și aici. Iar prețurile sunt în jur de 90 euro. Avem burgeri la 10-12 euro, paste la 10-14 euro, nuggets pentru copii, pește, cam tot ce vrei. Și este și un meniu special de pizza. Sunt mai multe sortimente aici, sunt undeva între 10 și 15 euro. Și prețurile la băuturi sunt în jur de 3-5 euro. O bere la draft este 4 euro, una la sticlă poate varia, dar maxim e 5 euro. Aici avem sucuri la 2-3 euro. Și pentru că suntem în Cipru, nu puteam să nu încercăm halumiul, pentru că este de aici. Așadar, eu mi-am luat pita cu halumi și Bianca și-a luat kebab cu halumi. Mai avem aici coș de cartofi, de care am mai mâncat undeva în București. Și acolo cred că este un somon cu sos de vin. Și uitați aici, platou de fructe de mari și aici kebab de pui. Arată foarte bine, porțile abia aștept să le încerc. La fel de turistică precum aia Napa, în Pernera ai plaje faine și nu foarte aglomerate, dar și restaurante cu mâncare delicioasă. Deja ți-am arătat o parte dintre ele, dar încă mai trebuie să vezi ceva. Și haideți să vă facem și un tur al cazării de aici, din Pernera. Se numește K-Squared, are 3 camere, 2 băi. Aici avem living-ul, este super, este foarte frumos decorat, așa în stil boho. Priviți aici ce privește faina către mare. Fiecare cameră avem aer condiționat pentru că e foarte cald. Și aici avem un hol care duce către cele 3 camere. Aici sunt 2 dintre ele, ambele au același view ca din living. Și mai este una aici și aici a doua baie. Eu zic că e o cazare foarte faină și nici nu cred că am dat așa de mult. Ne-a ajuns undeva la 5600 de lei pe 5 nopți. Găsiți un link în bio pentru cazare. Suntem pe drum spre capul Greco, unde sunt mai multe obiective, să zicem așa, pentru că este o rezervație naturală acolo și sunt tot felul de peisaje frumoase. Prima noastră oprire va fi la Blue Lagoon, dar vom vedea și capul unde se află un far și sperăm să putem ajunge acolo, pentru că mașina cu siguranță nu se poate, însă vom încerca pe jos. Și vom mai merge și la Sea Caves, care este un obiectiv ceva mai cunoscut. Sunt practic niște peșteri în stânci, un peisaj foarte frumos. O să vedeți imediat ce ajungem acolo. Am ajuns aproape de Blue Lagoon. Drumul este destul de bun, este asfaltat, cu câteva gropi, dar nu foarte rău, adică puteți băga mașina pe aici cu încredere și cred că de aici mai avem undeva la 5 minute de mers. Hai să vedem. De la Blue Lagoon am fost cât mai în sud, spre capul Greco, unde bătea vântul foarte tare și ne-am și blocat pentru că este o bază militară a Marii Britanii. Însă am putut să mergem undeva în lateral, unde băteau valurile destul de puternic și era un peisaj foarte spectaculos, însă ceva condiții așa mai extreme, pentru că te lovea și nisipul și apa și cumva aveai stabilitate mai mică. Iar acum ne îndreptăm către ultima noastră destinație din această regiune și aceea este Sea Caves sau peșterile din apă, despre care legenda spune că despre fiecare peșteri că pirații se ascundeau acolo și atacau navele și furau mâncărurile. Hai să găsim pirații. Da. Rădus cu o jocăriu live la știrile de la ora 17. Vântul este absolut infernal. Pe scurt, cam asta ne-a fost aventura la Sea Caves, 5 minute bine petrecute în vânt și nisip. Mai venim, a fost frumos. Dar pentru că vremea nu a fost deloc de partea noastră, am decis să mergem împotriva ei, așa că aproape am ajuns și la plaja Konos, care se află cumva pe coasta estică, pe capul Greco. Drumul până aici a fost unul superb, foarte mulți copaci, foarte multă vegetație și plaja se vede superb de aici de sus.
Am ajuns pe plajă și soarele cumva a apus pentru noi pentru că s-a dus după stânci, încă este destul de bine aici. Nu bate vântul, totul este foarte plăcut și după cum vedeți avem și plaja doar pentru noi. Hai să facem și testul apei. Nu e nici caldă, nici rece, e acceptabilă. Pe seara am fugit în Aia Napa, stațiune foarte animată și cunoscută pentru viața de noapte. Găsește aici de la restaurante italiene, la taverne cu specific și cluburi. Noi am ales să trecem pe la Bedrock Inn, un local cu tematică desprinsă din familia Flintstone, unde te poți bucura de mașina familiei, poți face karaoke sau poți savura un cocktail, care, apropo, costă undeva între 5 și 8 euro. Ziua în care mergem în partea turcă și ziua în care a venit momentul să aflați de ce există mai multe zone ocupate în Cipru. Ei bine, aici este o istorie foarte complexă de-a lungul timpului, însă Cipru a fost mereu o insulă strategică pentru că are acces la canalul Suez și la Marea Mediterană, astfel încât după ce Imperiul Otoman a căzut la o înțelegere cu Marea Britanie, a devenit o colonie până când a început mișcarea de independență, iar atunci parte din înțelegere a fost că Cipru poate să-și dobândească independența, însă Marea Britanie va păstra câteva teritorii unde își vor pune baze militare strategice. Mai departe au început niște tensiuni între Grecia și Turcia, pentru că în Cipru există atât populații vorbitoare de limbă greacă, cât și populații vorbitoare de limbă turcă. Conflictul acesta a fost destul de puternic, începând în 1963, până când a culminat în 1974 cu separarea completă a unei zone turce de cea greacă, iar între cele două se află o zonă tampon care este controlată de Națiunile Unite. Astfel avem patru zone, una ocupată de ciprioții greci, una ocupată de ciprioții turci, niște teritorii ocupate de Marea Britanie și un teritoriu care nu e al nimănui și care este sub supravegherea ONU. Noi astăzi vom merge într-un oraș care a rămas înghețat în timp și se numește Varoș, unde oamenii efectiv au plecat din casele lor și au lăsat totul acolo fără să se mai întoarcă înapoi. Și o să fie o experiență destul de interesantă, pentru că o să vedem exact cât de marcant a fost acest conflict. Suntem la Vama acum, o să trecem prin Derineia, după care o să vedem exact cum procedăm, că trebuie făcut o asigurare nouă. Și o să vă explicăm după ce trece. Bonus, să știți că e singura graniță prin care poți trece și pe jos către partea turcească. Am avut puține emoții la vama asta turcă, pentru că când a trebuit să ne facem asigurarea pe mașină, ne-a reținut sub așa poartele și ne gândeam că s-ar putea să nu le mai vedem. Însă a fost totul super ok. Am avut noroc că aveam și buletinul la mine, am mers pe el, mi-am făcut asigurarea. A costat 20 de euro pentru 3 zile, puteai să ieși pe mai multe zile și după ne-am luat pașapoartele și cam asta a fost procedura. Iar acum mergem pentru o țară care nu există, pentru că nu e recunoscută decât de Turcia și ne aflăm într-un teritoriu care nu e al nimănui, venind dintr-o țară în Uniunea Europeană. Iar dacă asta vi se pare destul de nebunesc momentan, stați să vedeți ce urmează să vedem. Noi ne-am descurcat să mergem spre Varoșa și acum am oprit în Famagusta, orașul de aici de pe coastă, care am impresia că este și cel mai mare din această regiune. Să întrebăm pe cineva care este drumul, pentru că efectiv toate direcțiile pe care le aveam la dispoziție erau blocate. De altfel, în Famagusta sunt chestii de vizitat, în mare parte ruine a monumentelor ridicate de venețieni. Unul dintre aceste monumente ar fi Biserica Saint Simon, cred că așa se pronunță, care a fost construită în 1360. Este unul dintre cele mai bune exemple de biserică ortodoxă din această parte de est și putem vedea aici ruinele sale și efectiv tot ce a rămas aici sunt zidurile sale, adică nu este nimic altceva, se mai văd părți din coloanele de rezistență, cred, dar acoperișul nu mai există, se mai văd în partea aia niște picturi care se aflau în capelă, însă e o ruină totală. Și acum
ne aflăm la Catedrala Sfântul Nicolae, care ulterior a fost convertită în moscheea Lala Mustafa Pașa. A fost construită undeva în 1298, s-a finalizat construcția în 1312 și regii de pe vremea aceea erau încoronați ca regii ai Ciprului undeva la o catedrală din Nicosia sau Lefkoșa, cum este cunoscută în zona aceasta, și apoi erau încoronați din nou ca regii ai Ierusalimului la această catedrală care este absolut superbă. Se văd o grămadă de elemente gotice pe care, de altfel, lumea le consideră ca fiind unele dintre cele mai exuberante de pe toată Mediterana. Și de acolo, de la biserică sau moschee, cum vreți voi, sunt aici rămășițele Palatului Venețian, care este un exemplu bun de arhitectură din secolul al XVI-lea, arhitectură venețiană, bineînțeles. Și la intrare aici sus se vede blazonul familiei regale. Am oprit să mâncăm la Fa Kebab, unde este mâncare cu specific turcesc. Asta e Adana kebabul meu. Ne-am luat și niște hummus, care este foarte bun, e din nou proaspăt. Și aici cred că este un mix de kebab, nu? Mai multe tipuri de carne. Fetele și-au luat câte un doner. Prețurile ajung undeva la 16-18 euro de cuplu. Tocmai am terminat masa și nu o să vă spun cum a fost, dar o să vă dați seama din farfurii cam cum a fost. Stați aici și acolo și acolo și acolo. Deci, e clar cât cum a fost, cred. Și după ce am mai văzut prin Famagusta, așa mai întrebat lumea, am dat peste niște turiști care fuseseră în Varoșa și ne-au explicat ei cum să ajungem. Am reușit să ajungem la intrarea pentru turiști, care este una specială. O să găsiți coordonatele de la parcarea unde suntem noi în descriere. Și acum urmează să intrăm și să vedem pe unde trebuie să mergem. Și dacă ar fi să rezum ce înseamnă Varoșa, clar aș începe cu faptul că e un loc înghețat în timp. În 1974, toți locuitorii au fost evacuați, crezând că a doua zi se vor putea întoarce. 50 de ani mai târziu, aceștia nu au voie să se apropie de ceva ce cândva era numit acasă. Un loc rece, împânzit de militari și deschis turismului de foarte puțin timp, merită să-i fie cunoscută povestea. Astfel am decis că ar fi mai bine să aibă un videoclip dedicat, în care să vorbim de timpul care s-a așternut peste amintirea celor ce au locuit aici, să răspundem la de ce nu se pot întoarce și cum au ajuns în situația asta. O nouă zi, o nouă aventură, de data aceasta cu plaje, însă prima dată am oprit într-un loc care mi s-a părut destul de frumos. Mai greu de parcurs pentru că sunt niște pietre destul de ascuțite pe aici, cred că este de la calcarul care se formează în urma evaporării apei din mare. Și am ajuns într-un loc cu apa foarte albastră, am descoperit că se numește Secret Beach și arată foarte frumos pentru că este foarte retras. Vom opri aici ca să facem o mică băiță, după care mergem la prima destinație pe care o aveam în plan pe ziua de astăzi. Dar până atunci, hai să ne bucurăm de această plajă secretă. Cât de tare e chestia asta? Am ajuns la Limnara, prima plajă pe care o aveam pe listă pe ziua de astăzi, care este superbă. Este un peisaj foarte frumos aici, sunt stânci acolo, undeva în apă mai departe. Iar aici avem o bucată de plajă privată, care este cu umbreluțele astea tip palmier, iar acolo în capăt este o plajă de la municipalitate, unde șezlongurile sunt toți 2,5 euro ca peste tot. Am observat că aici sunt foarte multe plaje care sunt deținute de către primării, iar prețul este standard la toate. Ați auzit de Ciprian Gheorghe Hopârtean sau Hopârțean? Ei bine, el este unul din sculptorii care au contribuit la acest parc și aceasta este sculptura sa pe care o vedeți aici. Noi ne aflăm acum în Parcul Internațional de Sculpturi din AENAP. Ideea sa este că în fiecare an aici vin artiști internaționali
nu li se dă nicio temă, li se spune că sculptați ceea ce vă inspiră, iar sculpturile lor rămân aici. Inspiră locul, ei sunt aici pe dealul ăsta, au priveliștea superbă către mare. Municipalitatea din Aia Napa le oferă tot, inclusiv cazare, mâncare, materiale de care au nevoie să sculptezi. Vin aici, parcă odată primăvara și odată toamna, dacă nu mă înșel, la simpozionul ăsta și fac ceea ce inspiră și sunt, am văzut extraordinar de mulți artiști. Practic aveți aici un muzeu în aer liber, este și gratis și aveți și priveliște către mare în partea aceea. Mie mi se pare superb. Da, și mie. Și fix aici, lângă parcul de sculpturi, este acest restaurant care se numește Evinus și care am văzut că are review-uri foarte bune, așa că hai să mergem să-l încercăm. Hai să vedem ce găsim și în meniu. Un tzatziki este 4 euro, o porție de paste variază de la 9 la 15 euro, musacaua este 11 euro, mai avem aici niște specialități cipriote, care tot așa nu sunt mai mult de 14 euro. La băuturi avem o selecție destul de mare de vinuri, care se iau la sticlă și costă undeva la 14-18 euro, iar dacă vreți o bere e 3,80 euro mare, 2,60 euro mică și aici sucuri la 2-3 euro. Și cam așa arată puiul mexican, uitați-o leacă cât avocado, așa arată musacaua, da, eu zic că e o porție destul de consistentă. Și am ajuns în Aia Napa, unde urmează să mergem la una dintre cele mai frumoase plaje de aici, care se numește Nisi. Este împărțit în două uși la anumit moment al zilei. Se vede o fâșie din nisip care conectează cumva cu Nisi Island. Iar nisipul este cumva alb, argintiu și asta face plaja să fie destul de renumită. Dar haideți să o vedem mai bine. Nu avem noroc, din păcate, dar știți ce o să facem? O să mergem oricum pe jos, pentru că apa este suficient de mică și sperăm să putem să ne și întoarcem cu tot de bagaj, așa că haide! Știi ce mi-aduce aminte asta, Bianca? De la Fonisi. Exact. Și acolo trebuie să trecem exact într-o zonă de asta, numai că apa era mult mai mare și mi-ajungea undeva până pe aici. Da, 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 că am trecut cu bagajul în brații, da. Și da, ne-au luat cu totul prin surprindere atunci. Veți vedea în primul nostru videoclip de pe YouTube experiența asta, în ghidul de călătorii din Creta. Am ajuns, cam așa arată insula Nisi, care se află pe partea asta, uitați, acolo este și puțină vegetație, însă nu am ajuns fără victime, pentru că pălăria mea a căzut în apă, din păcate, și uitați, s-a cam udat, dar sper să-și revină. Și Nisi este într-adevăr o plajă foarte frumoasă, mai ales dacă vrei să vii să vezi apusul, pentru că este un peisaj superb. Și un restaurant unde mâncăm în Aia Napa este Vasos, care e cu specialitate de pește și este aici din 1962. Variante avem cam de toate, în mare parte este pește, de exemplu un tartar 15-16 euro. Avem și burgeri care sunt 9-15 euro în funcție de carnea pe care o vreți. Sau mai este și paelea cu 41 de euro pentru două persoane. Calamarul este 15 euro și este inclusiv și un meniu de copii aici unde aveți pizza, nuggets și mai multe chestii. Ne-a ajuns mâncarea și porțiile sunt foarte mari. Asta e porția mea de calamar. Nu mă așteptam să vină tăticul calamar aici. Aici avem burgerul. Acolo este o friptură de somon cu sos Jack Daniels, caz și kebab. Ce pot să zic? O să plecăm sătui de aici, probabil. A venit momentul să părăsim zona Aia Napa și coasta de est a Ciprului și să ne îndreptăm către Paphos, însă nu înainte de a face o oprire la lacul sărat din Larnaca, lacul Aliki, care face parte dintr-un complex de 4 lacuri cu sare, care servesc ca un biotop natural foarte prielnic pentru păsările migratoare, aici venind foarte mulți flamingo și rațe sălbatice din noiembrie până în martie, pentru că se hrănesc cu o specie de crevete pe care o îndrăgesc foarte mult și pentru că acest lac se umple cu apă în timpul iernii.
Momentan el este acoperit doar cu sare și este puțin umed de dedesubt, având o textură destul de interesantă, aș zice, parcă este ciment. De altfel, tot peisajul ăsta este ireal. Eu m-am simțit ca pe o altă planetă, fiind nuanțele astea de alb și de roz pe aici și o întindere foarte mare până la stradă, este un peisaj cu totul superb. Și a sosit timpul să vizităm și Paphos, care este unul dintre cele mai mari orașe din Cipru, fiind un oraș cu o importanță istorică foarte mare, pentru că aici, în perioada elenistică, era cam al doilea cel mai mare centru de dezvoltare din toată insula, primul fiind Salamis, care se află în partea turcă. De-a lungul istoriei a fost un oraș ocupat de mai multe popoare, în timpul Imperiului Roman era capitala insulei, după care a fost ocupat de otomani și a rămas cam în același stadiu până la ocupația britanică, când s-a dezvoltat foarte mult o parte din oraș, după care s-a unit noul Paphos cu încă un oraș, Ctima parcă, da, îi zice, da. Și așa s-a ajuns la Paphosul pe care îl știm astăzi. Ce este foarte fain aici este că sunt foarte multe ruine și există un sit arheologic unde poate fi vizitat un complex de case, la care o să mergem chiar acum. Asta este intrarea către situl arheologic și de aici puteți să vă luați bilete. Vizita include toate aceste obiective de aici, iar prețul biletelor este în felul următor: 4,50 dacă vreți să vizitați doar situl arheologic de aici sau 8,50 pentru un bilet de o zi cu care puteți vizita mai multe chestii, între care avem și mormintele regilor sau castelul din Paphos. Este cel mai bine să le luați la început de zi, adică să veniți dimineața ca să aveți timp să vizitat cât mai multe dintre ele. Noi ne-am luat doar aici la sit. Tot ceea ce urmează să vizităm aici face parte din vechiul Paphos și va include clădiri atât din perioada elenistică, romană, creștină, timpurie. Practic avem aici o întreagă pagină de istorie sau un întreg manual de istorie, dacă vreți să-i spuneți așa. Și vizita va dura undeva la o oră jumate din ceea ce ne-a spus la casa de bilete. Complexul ăsta este uriaș, am apucat să vedem abia un sfert. Nici căldura nu prea cred că ajută, pentru că este ora 2 aici. Însă ce este foarte fain este că sunt mai multe vile. Cam în fiecare sunt mozaicuri diferite, ilustrând zeități variate, de la Apollo, la Dionis, la Zeus. Și este foarte fain pentru că este arătată inclusiv structura vilelor și cât de mari erau. Iar pe lângă vilele astea mai avem o bucată în care urmează să vedem și parte din vechiul oraș, unde avem agora, avem un teatru, avem niște biserici. Adică ce am văzut aici erau doar casele oamenilor bogați, însă urmează să vedem și cam cum era viața pentru toți oamenii. Ce se vede aici este agora, practic centrul unde se făceau toate chestiile din acest fost oraș, unde se făcea comerțul, unde se țineau alegeri, unde se țineau procese, iar aici este Odeon. Era un loc de dezbatere publică și probabil și un loc unde se țineau procese. Situl arheologic din Paphos ne-a dat ocazia pentru puțin timp să ne întoarcem în trecut și să descoperim niște vremuri în care viața era foarte diferită. Această perioadă marchează foarte mult și orașul modern, deoarece obiectivele istorice sunt și atracțiile turistice principale. Cu toate astea, o plimbare printre străduțe nu va dezamăgi, iar restaurantele locale e posibil chiar să te impresioneze. Cele care ne-au rămas nouă la suflet ar fi Three Little Pigs, unde am mâncat niște preparate la grătar delicioase, și The Cliff, un loc care ne-a atras atât prin designul inedit, fiind construit într-o stâncă, dar și printr-o selecție de cocktailuri așa cum trebuie. Ce ne-a mai plăcut foarte mult la Paphos este poziționarea sa față de multe atracții din zona de vest a Ciprului, cum ar fi stânca Afroditei. Locul unde se spune că aceasta s-a născut din spuma mării, la fel cum este ilustrată în pictura lui Botticelli, pe care o puteți vedea în videoclipul nostru din Florența. Ideea ar fi că a ieșit aici din spuma mării într-o scoică pe lângă aceste roci. Iar legenda mai spune că dacă reușești să înoți de 3 ori în jurul stâncii, vei avea parte de frumusețe eternă. De ce
s-ar pune accent pe ideea de reușești este că apa e rece, curenții sunt foarte puternici și vântul bate foarte tare aici. Notul nu este deloc recomandat de către autorități, iar urcatul pe stânci este complet interzis. În schimb, ce puteți face aici este să veniți la apus, pentru că este o priveliște foarte frumoasă, să vă plimbați pe aici printre stânci și să admirați peisajul, ceea ce vom face și noi. Ce am uitat să vă spun este că la intrare puteți să descărcați o aplicație prin care scanați pe aici peisajul din jur. Puteți să o vedeți chiar pe Afrodita, ceea ce e destul de tare dacă stai să te gândești așa. Ne-am rezervat un safari de aici din portul din Paphos, care o să ne ducă în mare parte prin toate locurile greu accesibile cu mașina, unde se poate ajunge doar cu jeep. Ideea este că în momentul în care ajungi în port o să fie acostat de extraordinar de mulți oameni care fac același lucru. O să plecăm cu un jeep safari și lângă port. O să vizităm toate locațiile de aici. Ne duce din Paphos și urcăm în sus spre Sea Caves, după aia Avacas Gorge, la băile Afroditei. O să ne ducă cu o croazieră de 3 ore și o să vedem mai multe chestii, iar după revenim cu safariul și ne duce printr-un sat cipriot tradițional cu vinării și după care revenim în Paphos. Deci e un pachet foarte mare pentru 55 de euro, iar croaziera este inclusă în acești bani. Și da, abia aștept să mergem. Prima noastră oprire în sat unde mai locuiesc astăzi doar 55 de oameni, când va avea o populație undeva la 1800 de oameni, însă ușor, ușor oamenii s-au dus către oraș pentru joburi, să-și deschidă business-uri. Avem o mică pauză și după care o să continuăm traseul nostru, o să-l facem invers față de cum am discutat când eram în port. Șoferul nostru de astăzi este Christos, care este veteran și erou. Bravo! Și ne va duce peste tot astăzi. Abia așteptăm să vedem toate locațiile. Asta este mașina cu care mergem în safari și credeți-mă că, deși pare foarte veche, am mers pe niște drumuri de nici nu credeam că o să scăpăm cu viață. Iar șoferul pe care îl avem este, cum se descrie el, un șofer nebun și conducea cu foarte mare viteză. Cei care stăteau în spate simțeau absolut fiecare dâmp. Însă e așa, o experiență extremă, cu adrenalină, destul de fain. Sau nu? Acum am oprit în Laci să luăm croaziera și de aici o să mergem cu barca către Blue Lagoon, iar după o să ne întoarcem aici ca să luăm prânzul, pentru care am plătit 20 de euro. Avem inclus pește cu legume, cu cuscuș. Prețul este special pentru acest safari. Mai era o opțiune de 11 euro cu halloumi și legume și încă una cu sandwich la 9 euro. Am urcat pe barcă, care e destul de mare. Sunt, cred că, mai multe safariuri aici care merg cu noi. Cațulea, că în spate este destul de aglomerat. Și noi cred că urcăm aici sus ca să vedem cât mai bine tot ceea ce este în jur. La Blue Lagoon a fost foarte tare, apa este foarte limpede, toată excursia cu barca a fost destul de faină. Până acum eu mă simt foarte bine în acest safari, Bianca nu se simte deloc bine. Facem două tabere, Tim Vlăduț și Tim Bianca. Și după un drum și mai nebunesc, în care am văzut un oraș unde se face halloumi și niște ferme de capre, ce-am mai văzut pe drum? Am mai văzut camionul la Vacas. Și am mai fost într-un oraș în care mai locuiesc doar două familii turcești. Da, care a fost bombardat de turci în 74. De greci au fost bombardat, pentru că acum nu mai au voie greci absolut deloc să calce okay. În satul respectiv. Okay. E total abandonat, da. Mai sunt doar pietre și clădiri goale acolo. Da. Și în cele din urmă am ajuns aici la o plajă de țestoase, care am înțeles că stau afară undeva dimineața. 2:45 dimineața. Pentru că ziua este exagerat de cald și nu vedem proaste țestoase, deci să nou. Here is a banana. Și în
din cea de-a doua parte a experienței a trecut toată lumea în tabăra Biancă și asta pentru că am realizat toți că e o mare țeapă. De ce am ales să-ți vorbim despre asta, te întreb? Ei bine, hai să tragem împreună niște concluzii. Sunt multe activități îndesate într-un timp foarte scurt, învelite într-un ambalaj care pare frumos, dar care ascunde doar marketing. După cum poate ai observat, ultimele activități nici voce nu mai au trasă live și asta pentru că doar am trecut pe acolo. Nu știm de ce, dar în foarte multe surse se menționează că nu se poate ajunge cu mașini închiriate în locurile astea. Mai dă-ne puțin timp și hai să-ți arătăm pe unde am ajuns în ultima noastră zi din această aventură. Hei, 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 mergem la o nouă plajă astăzi, de data aceasta una cu pietre, unde este nevoie de papuși de apă. Se numește Pisuri Bay și ce voiam să vă zic înainte să ajungem la această plajă este legat de parcările de aici din Cipru. În mare parte veți găsi parcări gratuite oferite de municipalitate. Trebuie doar să vă uitați după ele, veți mai găsi și parcări private din partea unor hoteluri, însă acolo de obicei veți plăti. Ghiciți ce? Am avut papuși de apă la toate plajele de până acum care erau cu nisip și fix la asta care e cu pietre nu-i avem. În rest, impresii la cald despre plajă. Avem cabine de schimb, dușuri, băi, ca peste tot. Avem apă albastră, vreme bună. Am renunțat la viața de plajă pentru viața de prerie și am venit către munte în satul Omodos, iar pe drum am făcut cea mai bună alegere pentru că în loc să mergem pe autostradă am mers prin munți și am trecut prin foarte multe sătuce frumoase. Ne-am și oprit la un moment dat să mâncăm niște smochine care sunt delicioase, n-am mai mâncat așa bune niciodată. Iar aici în Omodos am venit pentru că se zice că aici este ilustrată cel mai bine viața cipriotă la sat. Este unul din satele care produc cel mai mult vin de pe insulă. Oricum, ideea este că chiar aici pe drum am văzut foarte multe vinării și vrem să vedem, să încercăm experiența asta autentică, locală, să vedem cam cum este pentru ciprioți. Și primele impresii despre acest sătuc sunt unele foarte bune, pentru că sunt chiar foarte multe tarabe cu produse tradiționale de aici, lucrate manual, fețe de pernă, rochii. Bianca chiar și-a luat o rochie. Punctul central al satului, să zicem așa, este biserica de aici, unde găsiți și un complex de muzee, unde puteți vedea chestii din viața oamenilor din acest sat, cât și o parte de muzeu, unde descrie cum a fost războiul de independență pentru cei care locuiesc aici. Pe lângă asta sunt foarte multe restaurante, taverne și magazine cu produse locale. Noi ne-am oprit și am luat niște produse de patiserie dintr-un loc foarte bun. Ne-am luat ceva cu feta și ceva cu măsline și ne-a ajuns 6,50 €. Am vrea să vedem, poate reușim să găsim totuși o degustare de vin, pentru că pentru asta e faimos orașul. A, da, apropo de asta, am văzut și cea mai veche presă de vin de aici, care e foarte interesantă, este uriașă. Urmează să încercăm una din vinării, care se numește Oienui, înțelegeți voi. Am terminat degustarea de vinuri și au fost foarte bune. Norocul nostru a fost că doamna de la magazin este româncă și ne-a putut explica mai pe larg care e treaba cam cu toate vinurile. Ne-a povestit și istoria Comandaria, care este cel mai vechi vin dulce din lume, care este făcut din două soiuri de struguri, unul alb și unul roșu. După ce l-am gustat, vă pot spune că este foarte dulce și ne-a mai luat o sticlă de un rosé și una de un vin alb. Am descoperit și că numele vinăriei se pronunță Inui și înseamnă pământul vinului. Aceste două vinuri ne-au ajuns 16 €. Iar Comandarea e ceva mai scump, da. 30 €, dar ne-a explicat și de ce. Soiul din care se face este foarte greu de crescut, are nevoie de foarte multă intervenție umană, pentru că nu se poate autopoleniza. Așa că merită dacă vă plac vinurile pentru desert. Băile lui Adonis, care sunt niște cascade naturale undeva în munți și unde putem să facem pe Tarzan. Da, pentru că este o liană cu care plonjezi în apă. Ca să ajungem aici a fost destul de greu, pentru că sunt niște drumuri care nu te duc cum trebuie pe GPS, adică sunt drumuri, dar pentru mașini ca aia de acolo. Iar pentru mașinuța noastră închiriată, Nissan-ul, nu cred că era foarte potrivit. Însă este unul ceva mai ok,
pentru mașini de astea mai micuțe. Cu toate astea, să știți că nu e asfaltat, adică sunt și porțiuni cu pietriș, cu gropi. Mergeți da, așa mai relax. Intrarea este 10 euro. Și da? Puteți să vedeți mai multe chestii. Pe lângă asta plătești și parcarea, dar inclus în prețul biletului. Mai ai un amfiteatru, ai cea mai mare statuie din lume cu Afrodita, care are peste 2 metri. Statuia lui Zeus, mai poți să vezi niște căsuțe tradiționale de aici. Hai să mergem să vedem ce găsim. Haideți să vă zic ceva foarte interesant, cumva ironic. De la băile lui Adonis am vrut să venim spre Laci pentru că voiam să stăm pe aici la plajă și am descoperit că traseul pe care l-am făcut cu mașina de la băile lui Adonis până aici la Laci este foarte asemănător cu cel pe care l-am făcut ieri în safari și am putut să-l facem cu mașina noastră închiriată. Deci cine a avut dreptate? Diferența acum este că am putut să oprim peste tot pe unde am vrut și să vedem și am văzut și capre sălbatice pe drum, erau foarte drăguțe. Și după ce am refăcut o parte din traseul de ieri, am venit să mâncăm la Periali, pe malul mării. Cam așa arată un platou cu fructe de mare la 15 euro. Ăla este kebabul la 12 euro. Asta e tzatzikiul, l-am mâncat puțin din el. Hai să vedem și cum sunt. Mâncarea a fost foarte bună, în special creveții, cred că sunt printre cei mai buni pe care i-am mâncat până acum și am primit și un bonus. Ia uitați aici, un platouaș cu fructe, cu prune și cu pepene. Și aceasta a fost experiența noastră din Cipru, o insulă care în pofida trecutului tumultos ne-a impresionat cu peisaje naturale superbe, unele din cele mai impresionante plaje și o cultură foarte bogată. Dacă ți-a plăcut și ție la fel de mult cum ne-a plăcut nouă, nu uita să dai un like acestui videoclip, dă-ne un subscribe și apasă pe clopoțelul de notificări ca să fii la curent cu tot ceea ce postăm. Dă un share la prieteni și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa!